Da. Aș risca mai mult, aș lua-o mai devreme cu afacerea, am început afacerea destul de târziu, în 2007, și aș începe mult mai devreme, aș fi mult mai agresivă pe piața, aș avea mult mai multă încredere în mine. Cam asta, aș risca mai mult, clar. E, nu știu, un lucru pe care îl consider eu deosebit. Le spun clienților mei adevărul chiar dacă asta înseamnă că nu mai fac business cu ei. Adică există momente în care nu are rost să-mi vând serviciile și le spun că nu au nevoie de serviciile mele. Sau în momentele în care mie îmi place ca o afacere să fie sustenabilă, adică să se poată dezvolta. Și atunci de multe ori ne învățăm clienții cum să facă ei in-house ceea ce le furnizăm noi și cumva îi învățăm să devină independenți. Și îmi place acest lucru. Cumva se întoarce până la urmă, chiar dacă pe loc, să zicem, pierd un client, cumva se întoarce. La ce mod? Apelează pentru, la noi pentru alte servicii sau de cele mai multe ori ne recomandă. Și chestia asta cu recomandarea în training și consultanță merge bine. Este altul modelul de business. La noi, în training și consultanță, nu poți să fii altfel decât credibil. Deci tu trebuie să livrezi o sesiune de training unor manageri de proiect și înveți management de proiect. Dacă tu nu ai exemplele tale, dacă tu nu ai trecut prin situații similare, tu nu poți să răspunzi la întrebările lor, nu poți să le dai soluții, nu ești credibil, nu se mai întorc niciodată nici la training, cu atât mai puțin la consultanță. Deci în business-ul meu altfel nu se poate. Înseamnă să mă sune cineva și să-mi spună mi-ai fost recomandat de cutare, vrem să facem un training cu tine, vrei să vii să discutăm? Asta înseamnă pentru mine succes. Să știu că cineva mă caută pe mine. Din ce învăț eu? Eu am învățat foarte mult mai degrabă din lucrurile care nu mi-au ieșit decât din cele care mi-au ieșit. Cele care mi-au ieșit le fac în continuare, le fac bine, știu că sunt bune. Experimentez foarte mult pe cealaltă parte, de a lucra la afacerea mea și nu în afacerea mea. Sunt un trainer foarte bun, sunt un consultant foarte bun. Din păcate, pentru că lucrez foarte mult în afacere, scap din vedere dezvoltarea afacerii. Și astea sunt lucrurile de unde învăț. Știi? Învăț că trebuie să mă promovez mai mult, învăț care metode de promovare merg, care nu merg. Învăț că trebuie să fiu o prezență pe Facebook, ceea ce acum 2 ani mi se părea total aiurea. Învăț să-mi conduc afacerea. În primul rând, mi se pare că evenimentele au o importanță, n-aș zice extraordinară, dar au o importanță pentru mediul de business, pentru că reușesc să aducă la oaltă oameni care sunt interesați de un anumit subiect. Iar subiectul la Business Day este antreprenoriatul. Nu sunt multe evenimente de acest tip. Și atunci, în momentul în care cineva reușește să coaguleze și să aducă la oaltă oameni care sunt interesați, dintr-o dată ai cu cine vorbi. Și temele pe care le abordezi sunt niște teme care sunt interesante pentru toți participanții. Respectiv, ați văzut că în pauze peste tot găsești oameni care vorbesc. Și nu vorbesc doar așa că am venit să fac networking. Sunt subiecte, sunt interese comune. Și mai este încă un câștig extraordinar. E posibil ca tu să-ți dorești să faci ceva în mediul de business. Poate încă n-ai lansat ceva. Aici este locul în care poți să afli alte idei. Și eu am învățat de-a lungul anilor că o idee trebuie împărtășită. O idee ca să prindă viață și să aibă succes, succes trebuie împărtășită. Ăsta este locul unde poți să împărtășești asemenea idei, poți să găsești, poți să obții un feedback la ele și poți să-ți găsești parteneri cu care să dezvolți ideea respectivă. Toată lumea definește leadership un fel și chip. Eu lucrez foarte mult în proiecte. Specializarea mea este în managementul proiectelor. Pentru noi, leadership înseamnă colaborare, cooperare cu echipa. Înseamnă încredere de ambele părți. Manager de proiect și echipă de proiect. Asta e pentru noi leadership. Iar fac o diferențiere între echipa care lucrează la o firmă, la o afacere,
și echipa care lucrează pe un proiect. Când îți lansezi afacerea, e clar că echipa pe care o ai e ca și cum ar lucra la un proiect. După aceea lucrurile se diferențiază. Și discutam la un moment dat cu cineva și mi-a zis un lucru care mi-a rămas în minte și îmi place foarte mult. A definit echipa ca niște oameni care aleg să lucreze împreună. Știi? Nu este faptul că sunt puși la oaltă și acum trebuie neapărat să lucreze. Nu, tu poți să fii pus la oaltă cu cine vrei tu, dar să nu dai tot ceea ce poți să dai. În schimb, în momentul în care ai ales să lucrezi împreună cu cineva și faci echipă cu persoana respectivă, într-adevăr înseamnă să dai mai mult decât o activitate minimă de serviciu, să zicem. Deci eu pot să mă întorc în copilărie și adolescență cât vreau eu. Nu aveam nici cea mai vagă idee. Deci nu pot să spun că visul meu a fost să devin trainer sau consultant sau să am propria mea firmă. Lucrurile astea au apărut mult mai târziu. Deci e clar, eram deja angajat în momentul în care mi-am dat seama că managementul de proiect, de exemplu, este ceea ce mi se potrivește și că vreau să fiu trainer și că vreau să conduc proiecte și vreau să le arăt și altora cum se conduc proiectele. Și asta a venit 30 și, da? Da. Deci nu a fost o chestie de moment sau o chestie de copilărie. Iar faptul că vreau să-mi fac eu firma mea a venit și mai târziu. Chestie pe care